Începând de joi, peste 33.000 de candidați vor participa la a doua sesiune a examenului național de bacalaureat. Această sesiune va debuta cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Printre participanți se numără atât absolvenții ai promoției 2024 cât și candidații din promoțiile anterioare. Calendarul probelor. 8 și 9 august, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare oral în limba română. 9 august, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare oral în limba maternă pentru elevii din minoritățile naționale. 12 august, evaluarea competențelor digitale. 13 și 14 august, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Evaluarea competențelor lingvistice și digitale se va face de către două cadre didactice. Unul dintre aceștia fiind profesor care a predat disciplina respectivă. În cazuri speciale unde acest lucru nu este posibil, examinatorii vor fi selectați din alte școli. Toate sălile de examen sunt echipate cu camere de supraveghere video și audio. Candidații nu au voie să introducă manuale, dicționare, notițe, telefoane mobile sau orice alt mijloc electronic de calcul comunicare. Încălcarea acestor reguli va duce la eliminarea candidatului. De asemenea, dacă un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele la orice probă, acesta va fi considerat ca nereprezentându-se la probă. 19 august va fi proba la limba și literatura română. 20 august, proba obligatorie a profilului. 21 august, proba la alegerea profilului și specializării. 22 august, limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 26 august până la ora 12, iar contestațiile vor fi depuse între orele 12 și 18. În aceea zi, rezultatele finale vor fi publicate pe 30 august. Un candidat este considerat promovat dacă a susținut toate probele de evaluare evaluare a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minim 6, relatează realitatea.net.